Bună ziua, ce ne puteți spune despre integrarea dintre fosta companie și noua companie mai mare, să spunem, în care ați intrat, în Vodafone? Cum se văd plusurile și minusurile? Adică cu ce veniți nou ca o companie axată pe fix într-una care se bazează mai mult pe mobil? Mulțumesc pentru întrebare. Cred că sunt mai multe dimensiuni ale acestei întrebări. Integrarea poate fi privită pe de o parte din perspectiva clienților, pe de altă parte poate să fie privită din perspectiva competențelor și a expertizei și din altă perspectivă poate fi privită ca și tehnologie pur și simplu. Dacă le luăm pe fiecare una câte una, cred că din perspectiva clienților nu poate fi decât benefic. Există în momentul de față un număr semnificativ de clienți care sunt și clienți Vodafone și clienți UPC. Există un număr și mai mare care de clienți, fie clienți numai Vodafone sau numai clienți UPC, ceea ce înseamnă pentru companie o oportunitate, dar cred eu cu sinceritate că înseamnă și pentru clienți o oportunitate, pentru că odată ce produsele, portofoliul de produse al Vodafone ca și companie integrată într-un moment viitor va deveni convergent, clienții vor fi cei care vor câștiga până la urmă. Deci, din perspectiva asta, cred că soluțiile de tehnologie fixă pe care le aduce UPC în familia Vodafone, alăturate soluțiilor mobile, vor reprezenta cu siguranță un lucru pe care clienții să-l adopte și să-l aprecieze. Să înțeleg că cei care erau clienți Vodafone și UPC în același timp acum sunt cei mai avantajați, vor primi, să spunem, o ofertă combinată care să aibă un preț mai bun decât cele două adunate? Există multe categorii de clienți. Putem vorbi despre clienți, să spunem, cu profil rezidențial, persoane fizice sau clienți, persoane juridice. În zona de clienți de business, să îi numim, acolo există foarte multe segmente de, și tipuri de clienți. De altfel, lumea asta B2B-ului, dacă îmi permit, pot să-mi permit, sunt de fapt mai multe piețe într-una singură și tindem să vorbim destul de lejer despre fie piața de rezidențial, fie piața de B2B, dar puțină lumea se gândește că în piața de B2B putem avea companii foarte mici, cabinete individuale, nu știu, cabinete medicale individuale, de avocatură, contabile și așa mai departe, ca să dau un exemplu, sau chiar retail de tip o covrigărie sau un butic foarte mic, până la companii enorme cu sute de locații, cu cerințe extraordinar de mari, pentru care serviciile de conectivitate, ca să nu mai vorbim de alt tip de servicii de securitate, sunt servicii fără de care nu pot pur și simplu să-și desfășoare activitatea. Dacă vreți, sunt companii care, cărora dacă li se oprește serviciul de conectivitate, ca să-l denumesc generic, să nu-i spun internet, pentru că nu mai vorbim numai de internet la nivelul ăsta, practic companiile respective își opresc efectiv activitatea. Deci, gama aceasta de tipuri de companii este atât de mare încât fiecare dintre piețe, putem să le numim piețe diferite. Și atunci, ca să vă răspund, sigur că clienții comuni vor fi avantajați în momentul de față. În zona de B2B nu e întotdeauna despre preț, este uneori chiar foarte puțin despre prețul în sine, nu mai sunt produse, de multe ori vorbim de clienți foarte mari, nu mai sunt produse standardizate, sunt produse personalizate pentru companiile respective și atunci ce încercam să spun mai devreme, mai degrabă relația cu clientul, promptitudinea, SLA-ul, timpul de reacție, sunt lucruri care contează mai mult. Ne mai vorbind acum și de inovația tehnologică pe care o poți aduce. Dau un singur exemplu, în zona de acest IoT, numit generic IoT, Internet of Things, există foarte multe zone de aplicabilitate. Dacă ne uităm în zona de retail, acolo vorbim de niște soluții care efectiv transced partea de conectivitate, chiar dacă folosesc conectivitatea pentru
comunicația de bază, dar soluțiile în sine transcet cu mult partea de conectivitate și atunci vorbim de un alt tip de parteneriat. Vedeți o dezvoltare reală a companiilor din România pe zona aceasta de 4G care să ducă la o adopție necesară a 5G-ului, pentru că conform tuturor specialiștilor internațional, mai ales 5G-ul trebuie să vină peste un 4G evoluat. El dacă vine peste un 4G în fază primară, reprezintă o pierdere. Din perspectiva mea, iarăși, în zona de B2B, cred că aici lucrurile noi discutăm în general despre conectivitate. Pentru noi, conectivitatea este pe locul 1 și abia apoi caracteristicile conectivității. Da? Important este ca să asigurăm clienților nevoia lor de conectivitate. Companiile, în general, au anumite nevoi care de multe ori sunt diferite. O dată față de clienții rezidențiali și a doua oară față de alte companii, cum spuneam puțin mai devreme. Dacă 5G-ul este în momentul de față o tehnologie, să o numim tehnologie pe zona de conectivitate necesară, da, este necesară pentru a acoperi anumite nevoi. Este necesară pentru toată lumea. Nu pot să vă spun că da. E foarte greu să fac niște afirmații generaliste, pentru că atunci am intrat într-o discuție de tipul este inovația necesară sau nu. Inovația, continui să spun, este necesară. De multe ori inovația tehnologică a tras după ea anumite industrie, anumite dezvoltări. Să ne gândim, dacă vrem, la exemplu cel mai simplu, internetul, care a tras după sine dezvoltarea unor industrii care nici nu existau sau niște dezvoltarea anumitor industrii care nici nu existau înainte, la fel și cu conectivitatea. Duceți-vă aminte, introducerea 3G-ului, introducerea 4G-ului, câte noi porți au deschis dezvoltarea device-urilor care să se conecteze. Este foarte importantă discuția generică, dar cred că pentru mine este și pentru noi în zona de enterprise sau B2B, cum vrem să o numim, este mai degrabă o chestiune legată de acoperirea unor nevoi foarte clare și a vinde sau a merge către clienții noștri cu oferte care să acopere nevoile și nu ceea ce credem noi că au ei nevoie. Pentru noi asta este cel mai important aspect. Dacă 5G-ul este necesar, zic că este necesar, va aduce niște dezvoltări noi pe zona de soluții, pe zona de IoT, dacă vrem, cu siguranță. Este deocamdată 4G-ul suficient? Noi suntem pregătiți să furnizăm soluții care să funcționeze și pe 4G și pe 5G, dar, repet, ajungem mereu la nevoia clienților.